Toamna îndeamnă bunii gospodari să-și igienizeze terenurile agricole prin incendierea vegetației uscate. Din nefericire însă, proprietarii nu respectă aproape niciodată regulile impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Dovadă stau cele peste 100 de arderi necontrolate, la care pompierii militari sălăjeni au fost solicitați să intervină până în prezent. Arderea vegetației uscate continuă să fie o problemă, cu toate avertismentele pe care instituțiile abilitate le dau an de an, atât primăvara cât și toamna. Nu este doar mediul afectat, ci și pericolul incendiilor este ridicat. În decursul acestui an, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolis-Suma județului Sălaș a fost solicitat să intervină la 117 arderi necontrolate. Doar ieri, pompierii militari sălăjeni au fost solicitați la 5 intervenții, 5 incendii, dintre care 3 la vegetație uscată, unul la groapa de gunoi Cehul Silvaniei și unul în localitatea Nușfalău. Referitor la arderile necontrolate de vegetație uscată, purtătorul de cuvânt al ISU a explicat că în mod normal acestea sunt amendate, deoarece pentru arde vegetația este nevoie de avize din partea Agenției pentru Protecția Mediului și de permis de foc eliberat de către primării. Arderea miriștilor prevede amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice amenzile sunt cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei. Recomandăm cetățenilor pe această cale să respecte măsurile de prevenire de ardere la vegetația uscată, adică să supravegheze focul și să obțină permisul de lucru cu focul de la primăriile de pe raza comunelor în care își desfășoară activitatea.